într-adevăr o zi minunată pentru care mulțumim lui Dumnezeu, o zi unică și irepetabilă totodată, pentru că am inaugurat în mod oficial, prin binecuvântarea Mitropolitului al Trealului, în al Preasfințitul Părinte Laurențiu, am inaugurat centrul bisericesc închinat Sfântul Ierarh Nectarie. Multă muncă, multă osteneală, dar și foarte, foarte multă dragoste din partea lui Dumnezeu, în primul rând, și mai apoi din partea oamenilor minunați care ne înconjoară, care participă la viața bisericii de aici, care se implică activ la toate activitățile pe care le desfășurăm. O zi specială, o zi care se va scrie cu litere de aur în sufletele tuturor celor care au fost prezenți astăzi în mijlocul nostru, o zi care va rămâne în memoria mediașului, de ce nu? Pentru că este unicul centru bisericesc în urbea noastră. Un centru care deservește activităților cu tinerii, cu copii și, așa cum am mai spus, începând de la 1 noiembrie, vrem să oferim și mese cu caracter social oamenilor, copiilor nevoiași din urbea noastră. O zi specială și pentru dumneavoastră, odată pentru că sărbătoriți, din ce am înțeles, 5 ani de activitate aici, iar din al doilea motiv ați primit o a doua distinție. Cât de mult înseamnă asta pentru dumneavoastră? Este o distinție pe care personal nu o merit, este o distinție a tuturor credincioșilor, a tuturor celor care s-au implicat în viața bisericii, o distinție bisericească care să ne ofere mai mult avânt și mai multă dragoste în slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui. V-am văzut pe scenă foarte fericit, împlinit și împăcat că știți că ați dat tot ceea ce ați putut. Da, fericit pentru că îl slujim pe Dumnezeu, fericit pentru că oamenii zâmbeau și pentru că oamenii erau bucuroși.